Pe această temă, în conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu, a vorbit și Artemiza Brezae, vicepreședinte al Organizației Femeilor Liberale din municipiul Giurgiu. Aceasta a amintit de protestul pe care angajații de la Consiliul Județean l-au declanșat la Direcția de Finanțe, acolo unde au avut surpriza să-l găsească pe subprefectul Lucian Dumitru și pe liderul PDL Giurgiu, Marin Anton. Ieșirea aceea domnului subprefect, mai mult așa târâș cu dumneavoastră, și faptul că nu ne-au lămurit în niciun fel de ce banii sunt blocați, ne-au lăsat un gust amar. Se cam joacă cu acest buget. A devenit, uite, bugetul nu este bugetul. Pentru noi ziua de 7 martie era o zi de salariu. Venea ziua de 8 martie. Noi suntem mame, suntem soții, suntem finanțiștii casei. Banii sunt la noi. De la noi pornesc către impozite, taxe, bănci și așa mai departe. Artemiza Brezae s-a arătat surprinsă de faptul că cei care au instrumentat blocarea fondurilor Consiliului Județean sunt pretendenți la funcții publice, solicitând voturi chiar și de la aceia pe care i-ar fi lăsat cu cinism fără salarii. Ori această blocare, pur și simplu, nu mi-am explicat-o, mai ales că dumnealor tind la niște funcții în municipiul Giurgiu. Nu cred că și le merită, deoarece, în primul rând, nu sunt giurgiuveni. Noi ne dorim un primar de al nostru, localnic, care să cunoască foarte bine pulsul orașului și după aceea să întrunească niște calități. În ediția specială din această seară puteți urmări mai multe detalii despre subiectul pus în discuție astăzi de vicepreședintele Organizației Femeilor Liberale din municipiul Giurgiu.